De asemenea, regele Charles al III-lea s-a întâlnit pentru prima oară și cu noi săi supuși de la Palatul Buckingham. Suveranul a părăsit castelul Balmoral, acolo unde a trecut în neființă regina Elisabeta a II-a. Charles a fost aclamat de miile de oameni strânși în fața palatului, care au ținut să-i transmită regelui condoleanțe. Huge shout of God save the King. Fostul prinț de Wales a ajuns pentru prima oară la Palatul Buckingham în calitate de rege. Însoțit de soția sa, Camilla, Charles a plecat în jurul orei 3 de la castelul Balmoral din Scoția. Ajuns la Londra, noul rege a fost primit de o mulțime entuziastă. Oamenii au ținut să-l salute pe Charles al III-lea și să-l consoleze pentru moartea mamei sale. Luată de val, o femeie și-a permis chiar să încalce eticheta regală și l-a pupat pe obraz pe Charles. A kiss for the new king. Femeia a povestit ulterior că iubește familia regală și că a făcut gestul ca un gest de alinare pentru pierderea suferită de Charles. După baia de mulțime, noul cuplu regal s-a plimbat prin fața porților Palatului Buckingham, acolo unde s-au strâns mii de buchete de flori și mesaje de condoleanțe. Emoționat, regele Charles a intrat în curtea palatului, nu înainte de a-și mai saluta odată supușii. La Buckingham, monarhul a avut o primă întâlnire cu Liz Truss, cea care, la începutul acestei săptămâni, era numită premier al Marii Britanii de către mama sa.